De la 1 iulie crește prețul la gaz și la energie electrică, mai ales pentru cei care nu și-au schimbat contractele, spune Răzvan Niculescu, fost ministru al mediului. Uniunea Europeană anunță că acordă un ajutor de 600 de milioane de euro Republicii Moldova, chiar înainte de alegerile din luna iulie. Primul vas de croazieră a plecat din Veneția după mai bine de un an, în huiduielile a mii de protestatari. Oamenii au afișat pancarte prin care își arătau nemulțumirea față de circulația pacheboturilor în zonă. Zeci de oameni au primit amenzi de până la 3.000 de euro pentru că au luat nisip și scoici de pe plajele din Sardinia. Nu uita că ai un meci de box între Floyd Mayweather și Logan Paul la Hard Rock Stadium din Miami. Iar astăzi se împlinesc 77 de ani de la debarcarea din Normandia, momentul în care trupele aliate au început debarcarea pe coastele de vest ale Franței pentru a lupta împotriva Germaniei și a elibera continentul. Știi!